Endoscopia digestivă intervențională reprezintă de fapt o sumă de proceduri endoscopice cu viză terapeutică. E larg răspândită endoscopia digestivă diagnostică, practic examinarea tubului digestiv superior și inferior, stomac, esofag, stomac, duoden, respectiv colon și în situații particulare intestin subțire. Mult mai puțin răspândită e însă această latură terapeutică, care are mai multe vize. În primul rând, rezecția unor formațiuni tumorale, de obicei benigne, polipi, gastrici sau colonici, hemostaza endoscopică, deci oprirea hemoragiilor digestive. Ceea ce înseamnă cu adevărat endoscopie digestivă terapeutică se referă la niște proceduri mai complexe. În primul rând, tratamentul patologiei căilor biliare și pancreatice. E preferabilă pentru că e o metodă minim invazivă. Asta înseamnă că față de chirurgia clasică e mult mai puțin traumatizantă. Mult mai ușor de tolerat până la urmă de către pacient o procedură de genul ăsta și sigur, în final și complicațiile potențiale sunt mai reduse față de intervențiile chirurgicale clasice. Poate să dureze uzual între 30 și 60 de minute în cazurile simple. La endoscopul pe care îl folosim pentru tratamentul patologiei biliare și pancreatice, acel obiectiv e plasat undeva în lateral, în așa fel încât să se poziționeze cât mai bine și să ofere o vizibilitate cât mai bună la nivelul zonei de interes. Folosim aparate cu raze X pentru a putea controla instrumentele pe care le folosim dincolo, practic, de limita de vizibilitate a endoscopului. Recent am finalizat primele 30 de cazuri. Adresabilitatea e în continuă creștere. Practic am început de la câteva cazuri pe lună în perioada inițială, acum ajungem să depășim 10 cazuri pe lună. Majoritatea cazuri legate de patologia biliară. Pentru majoritatea covârșitoare a cazurilor, intervențiile s-au soldat cu succes.